Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Viața Gorjului de marți. Suntem împreună cu domnul profesor Ion Elena, de fapt astăzi venit într-o altă, să spunem așa, calitate de publicist, de scriitor. Chiar așa ne-am intitulat și emisiunea, Ion Elena, 40 de ani de jurnalism, pentru că avem de-a face și cu jurnalistul Ion Elena, de la Gorjanu, sau de la Gazeta Gorjului, la Vertical și prin multe alte publicații. Toată povestea o să o aflăm astăzi de la domnia sa, ca și multe, multe alte lucruri, o viață de om trăită în presă. De fapt, cea de-a doua mare profesie, pe lângă cea de dascăl. În primul rând, bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră și mă bucur să fiu din nou la ENSAT TV și să vă adresez gânduri curate și frumoase de primăvară dumneavoastră și telespectatorilor. Mulțumim! Ce ziceți de provocarea noastră? Aceea de a ne împărtăși câte ceva din nenumărații ani de presă. I-am numărat noi vreo 40, poate și mai bine, 43, mulți înainte. În același timp, vorbim astăzi și de scriitorul Ion Elena, dar de fapt ați fost numit la un moment dat, început să cred că colaborarea cu Verticalul, cu mai mulți ani în urmă, unul dintre scriitorii gorjeni, de fapt dintre ziariștii gorjeni, care nu mai este printre noi la acest moment din nefericire, l-a și sărbătorit de curând, de fapt comemorat, domnul George Manoniu, spunea despre dumneavoastră că sunteți un Joe Bogza al Gorjului. Magistru Manoniu, cred că nu a greșit când a spus acest lucru. Mi-aduc aminte cu mult respect de domnia sa. Este omul lângă care m-am format ca și om de presă, ca și om al Condeiului. Este cel care mi-a îndrumat pașii întrale scrisului, mi-a șlefuit talentul, să zic așa, l-a pus la încercare și l-a făcut să înflorească. Printr-o atentă supraveghere și îndrumare în ceea ce privește creația literară, dar munca dumnealui s-a desfășurat pe tărâmul presei mai mult, iar ceea ce înseamnă expansiunea mea în zona creației literare, pot spune că ea a fost influențată și de activitatea pe care am desfășurat-o atât în anii de gimnaziu cât și în anii de liceu, în cadrul cercurilor literare care existau pe lângă Catedra de Limba și Literatura Română și de care se ocupau în mod deosebit profesorii de Limba și Literatura Română. Ceea ce nu pot să spun că astăzi mai aud de vreun cerc sau cenaclu literar în spațiul școlii. Pot să spun cu sinceritate că după terminarea gimnaziului am intrat la un liceu vocațional pe atunci în 1972 la liceul pedagogic. Tatăl meu, un om simplu de la țară, m-a dus și m-a lăsat aici la o bătrânică. Era o casă modestă lângă, la doi pași de porțile Colegiului Național Spirul Haret, actuala construcție emblematică a orașului. Și mi-a zis să fii cu minte și să înveți. Mi-aduc aminte că mergeam și făceam pregătire cu profesorii cu liceului pedagogic, pregătire la disciplinele de examen. Coleg la pregătire l-aveam pe stimatul meu coleg de acum și inspector general adjunct domnul Nanu Petre. Și mi-aduc aminte, mergeam la orele de limba română, de matematică, de istorie, iar după examen ne-am văzut colegi. În mentalul colectiv exista și atunci ideea că, vai, ce s-a întâmplat, ce au dat ca să intre și așa mai departe. Iată că noi gândim negativ de foarte multă vreme și
nu știu, nu ne desprindem de aceste lucruri care nu ne fac mare cinste. De apropo de jurnaliștii care suntem până la urmă și unul și altul, să știți că atunci era o mare realizare să intri la liceul pedagogic. Erau vremuri în care concurența era foarte mare și câtă pregătire se făcea în anii dinainte ca să ajungi la acest liceu. Mi-aduc aminte că în anii de gimnaziu, deci premergătorii examenului de admitere la liceu pedagogic, nu am făcut deloc pregătire cu profesorii de la disciplinele fundamentale din școală, matematică, limba română, istorie, ci m-am pregătit singur, eram foarte motivat. De fapt, la liceu pedagogic veneau cei mai buni absolvenți ai gimnaziului. Cei care nu intrau la liceu pedagogic se împărțeau spre colegiul economic și spre liceele teoretice, profilurile umanist și real. Am avut noroc să am profesor de elită, am frecventat cenaclul literar Albatros, unde am lucrat sub ochiul atent al profesorului Eugeniu Velican. Bineînțeles, drumurile mele se împărțeau între clasă, școală, deci liceu pedagogic și redacția ziarului Gazeta Gorjului, unde debutasem în 2 aprilie 1972. Iată că în acest an, în aprilie, se împlinesc 43 de ani de când mi-am văzut pentru prima dată semnătura în presă. O făceam cu pasiune, cu plăcere, mereu mergeam la redacție, domnul Manoniu și ceilalți redactori, dar eram mai mult sub privire atentă a domnului Manoniu, pentru că dumnealui se ocupa de îndrumarea activității din cultură, învățământ și a activității tinerelor conde. Dumnealui era cel care îmi creiona niște obiective de lucru și chiar mă punea în fața unor situații problemă ca să vadă cum mă descurc, cum reușesc să rezolv anumite sarcini pe domeniul reportajului, pe domeniul diferitelor genuri publicistice, nota de ziar, informația, comentariul și așa mai departe. Eu fiind un elev ascultător și implicat, am ascultat și am evoluat. Prin muncă, prin activitate pot să evoluez. Și așa am ajuns. Da, trebuie spus că avem cel puțin, și acum cinstit, asta n-am discutat înainte, chiar dacă ne pregăteam de emisiune, n-am intrat foarte mult în amănunte. Ne leagă cel puțin domnul Manoniu, că cel care așa mi-a vizat și mie primii pași pe la opinia pe vremea aceea, dar s-a împlinit și la mine vreo 20 de ani de presă. Mulțumesc înainte. Mulțumesc, cum o spuneam la fel, dar în același timp și domnul Velican, care mi-a fost profesor de română în timpul liceului, deci din nou, deci 4 ani am făcut limba română și literatură universală cu domnia sa. Dar revenind la debutul dumneavoastră în presă, Gazeta Gorjului, spuneați 1972. Cum arăta Gazeta Gorjului de atunci și haideți să facem o comparație cu, deci, și presa dinainte de 1989 cu ce s-a întâmplat după 1989. Practic, dumneavoastră ați traversat, împărțiți, cel puțin până la acest moment, cam în două cariera, între perioada dinainte și perioada de după. Da, aș putea să spun, deci, fără niciun fel de reținere, așa, momentul în care am părăsit perioada comunismului, aveam în jur de 42 de ani și iată că 32. De asta nu prea ieșeați la... Da, da. Cum să vă spun, erau foarte multe rigori, se simțea absența libertății. Dacă vroiai să zbur de creionul spre anumite idei mai libertine, trebuia să o faci cu foarte multă atenție, deoarece ți se aruncau întrebări incomode de genul, eu știu, ce ai vrut să spui în reportajul acela cu titlul Orașul Cenușiu? Exact ce ați citit, asta am vrut să spun, nu știu ce ați înțeles dumneavoastră de acolo. Mie nu mi-a plăcut orașul acesta, că privesc foarte multe blocuri care
au această culoare, aș fi vrut să aibă niște culori vii, niște culori atrăgătoare, niște culori care să stimuleze bucuria de a trăi, să facă plăcere să le privești și așa mai departe. E, asta nu am spus-o. Eu eram prudent și am spus așa cum ați citit, așa am simțit eu la momentul respectiv și de aceea am dat acest titlu. Dar primul material al dumneavoastră în presă, dacă tu ne-a spus și data, cum se intitula? Despre ce vorbeați? Despre viața noastră de școlar, pentru că exista în ziarul Gazeta Gorjului de atunci, și să vă spun și cum apărea ziarul. Era un ziar care se făcea în tipografiile cu linotipuri și un ziar alb negru, cu zincuri și așa mai departe, în mediu toxic. Ei, noi nu ajungeam acolo, cei care scriam. Materialele se scriau de mână, se transmiteau redacție, erau mașinile de scris. Ulterior am avut și mașini de scris, am avut și autorizație la poliție, eram și chemat să dau acele caractere, acele probe, da, când apărea câte o hârtiuță aruncată cu cuvinte de astea antiregim, unele ori le scriau și pe gumă de șters pe radieră și le puneau și așa mai departe. Și eram chemat la miliție atunci. Cu ocazia asta l-am cunoscut și pe tatăl medicului Șerban Brădișteanu, pe medicul Florin Brădișteanu, cel care m-a operat de apendicită. M-am dus singur pe picioare atunci să mă operez. I-am mulțumit pe masa de operație și mi-aduc aminte că a zis: uite al dracu, mai și mulțumește. M-am amuzat atunci, în fine. Și venea și medicul Florin Brădișteanu cu o mașină de scris Olivetti, la care nu știa să scrie, dar pe care o primise cadou. Și pentru că o avea, trebuia să o înregistreze la poliție. Că așa era legea atunci. Iată ce constrângeri erau în ceea ce privește libertatea de exprimare, de a-ți folosi anumite instrumente de lucru pe domeniul acesta. V-ați confruntat și direct cu cenzura sau ați fost atât de precaut încât să nu veniți direct în contact, mai ales că dumneavoastră scriați, după cum spuneați, materiale care n-ar fi avut conotație politică și automat să intrați în coliziune cu regimul? Da, nu m-a interesat domeniul ăsta politic și atunci se dicta, era tonul care se dădea de la centru. Practic nu le citeam materialele pentru că toate semănau, toate erau la fel. Telegrame, eu știu ce era atunci. Eu am fost sfătuit să fiu prudent și am respectat acest sfat. Iar dacă voiam să îmi exprim un gând, o nemulțumire față de o anumită problematică, o făceam cu... încercam să o fac cu multă abilitate, să mă ascund cât se poate de mult după expresii, după cuvinte, eu știu... Nu am fost niciodată interpelat direct pentru ce fac, în afară de ceea ce, de exemplu, pe care vi l-am dat cu Orașul Cenușiu. Dar colegii din redacție, că la un moment dat, chiar dacă dumneavoastră ați păstrat totdeauna profesia de dascăl ca și profesie de bază, ați venit, ați cunoscut mulți dintre redactorii de la Gorjanu, de la Gazeta Gorjului de vremea aceea, că era singura publicație. Au ei, știți, povești de acest gen, că au avut de înfruntat, să spunem așa, și rigorile regimului? Da, da. Cunosc o situație în care eram... făceam corectură la tipografie și cu câteva zile înainte avusese loc o vizită de lucru a președintelui Ceaușescu la Arad și acolo se întâlnise cu președintele Ungariei Arpad Kionz pe vremea aceea și în Gorjanu comunicatul de presă privitor la această întâlnire a din greșeală a apărut în loc de schimbul de mesaje, a avut loc un schimb de masaje. Știu că a fost un mare tărăboi pe treaba asta și unul dintre redactori care se ocupa cu activitatea de supervizare a corecturii, avea misiunea de cap limpede, ar fi fost sancționat pentru această scăpare, să zic așa.
Da, domnul Manoniu avea foarte multe povești din vremea aceea în care avusese de înfruntat anumite chestii de acest gen, dar le trecuse, să știu spunem că așa, prin artificii. Știu că s-a confruntat cu astfel de probleme, dar eu fiind mai tânăr, mai netrecut prin furcile caudine ale societății nevăzute de atunci, cred că a vrut să mă protejeze și nu mi-a povestit despre astfel de întâmplări, decât pot să vă spun decât despre acelea pe care le-am perceput eu direct sau indirect. Una indirectă, vreau să vă spun că s-a întâmplat să fiu undeva la țară, într-o situație mai specială așa, când acolo era un concert unde veniseră să cânte Ion Dolănescu și Ileana Constantinescu. Și eu am făcut un interviu cu Dolănescu și am vrut să-l public în Gorjeanu, în Gazeta Gorjului de atunci. Și știu că mi s-a scris pe hârtia aceea, pe materialul ăla special, nu merită să facem astfel de publicitate acestui individ. E adevărat că eu am relevat în scrisul meu cântecul care aducea omagiul țării și, frumuseților acestor ținuturi românești și mesajul pe care transmitea cântecul peste hotarele țării. Iar atunci Dorănescu plecase prin Australia, nu știu ce făcuse, care era avea și eu, n-aveam de unde să știu acest lucru și am rămas mirat când interviul a fost oprit de la publicare. Îl am și acum în manuscris. Da, poate e un... Am păstrat așa. Da, un element de istoria presei. Și apropo de, bine, dumneavoastră l-ați cunoscut, probabil asta nici nu vă spunea, pentru că dumneavoastră l-ați cunoscut în perioada, pe domnul Manoniu, în perioada aceea de în care existau anumite constrângeri. Eu am venit în contact cu el după 90, când oricum toată lumea povestea mai ușor diverse lucruri întâmplate înainte de 1989. Însă, dacă tot a fost să povestim din presa de atunci, întâmplarea a făcut ca eu să urmăresc chiar pentru o lucrare presa din perioada respectivă, să descoper câte ceva din ce scria Gazeta Gorjului pe atunci. Preocupările totuși, deși arătau multe chestii la fel, reportajul pe cel care v-ați specializat dumneavoastră, parcă aducea pata de culoare în ziarele de atunci, pentru că restul trebuia să te încadrezi în rigor de partid. Mai erau și poezii, dar și acele erau lovite de regim, în sensul că erau numai poezii patriotice care sunau cam la fel, în timp ce reportajul mai putea să spună, e adevărat că tot în lucruri pozitive trebuia să meargă, tot în inaugurarea nu știu cărui obiectiv, dar, în general, mai lăsa și creatorul din ziarist să se manifeste. Reportajul era și atunci, este și acum, singurul gen publicistic, eu îl încadrez ca specie literară, așa, între liric și epic, o zonă de tranzit între vers, între poezie și proza. Cum să vă spun... Era genul publicistic unde puteai să lași condeiul să zburde, unde puteai să te apropii foarte mult de realitățile, de viața însă și așa cum este ea, și era genul publicistic poate cel mai apropiat de către cititor. Prin intermediul reportajului puteai să transmiți mesaje de inimă și suflet pentru cel care citește. Acolo puteai să te exprimi cât mai aproape de libertate, să spun așa, pe vremea respectivă. În rest, dacă abordai alte genuri publicistice, trebuia să intri pe rigorile prestabilite. Altfel nu exista nicio șansă. Și a venit 1989, a venit 1990, explozia aceea de publicații de după 89, Gorjul, apropo de un alt ziarist regretat, Ion Tarbac, pe care l-am cunoscut și unii și dumneavoastră l-am cunoscut și eu, și cel care a făcut o primă istorie a presei gorjene undeva se oprește în 97, cred, sau
Apiaci, da. Da, perioada, oricum, primul deceniu, să spunem așa, mare parte, primul deceniu de libertate. Cum ați evoluat? Unde ați scris? Mărturisesc că unele lucruri le știu, dar vă întreb să le spuneți și telespectatorilor acum, că vă regăsim nu numai în paginile Gorjanului și Agerului, dar v-am văzut și prin alte, să spunem așa, diverse alte publicații. Eu am scris acolo unde am fost primit cu plăcere și unde scrierile mele au fost apreciate. Vreau să spun că după 1990 am aderat la un grup spiritual numit Ager, un grup care s-a constituit la inițiativa omului de afaceri Dan Ilie Morega, unde alături de alții intelectuali din județ cu aplecare spre jurnalism, l-aș numi aici pe Ion Tarbac, care era absolvent al facultății de jurnalistică, prietenul meu Ion Tarbac, care a reușit să ducă la bun sfârșit primul volum al istoriei presei gorjene și l-am ajutat să scrie acest volum, ne-am sfătuit de foarte multe ori. Deci împreună cu Ion Tarbac, cu regretatul profesor Romeo Ionescu, care avea și el o carte scrisă, cu poetul Tudor Voinea, cu scriitorul Grigore Haidău, cu medicul Doru Fometescu și cu ulterior cu scriitorul Alexandru Doru Șerban. Un alt prieten pe care l-am pierdut prea devreme. Am constituit grupul spiritual Ager, unde editam ziarul, periodicul de cultură și informare și divertisment Ager și ulterior am avut și editura Ager, care s-a remarcat o bună perioadă de timp pe piața cărții gorjene. Aici am scos chiar și câteva cărți împreună. Am încercat să realizez un ziar pentru turismul din Gorj, Gorjul Pitoresc. Au apărut doar două numere cu fostul birou de turism pentru tinere, dar între timp acesta a ieșit de pe piața agenților economici și nu am mai putut să apărem. Ulterior am colaborat cu Gorjanul în continuare și după aceea din ultimii 15 ani avem rubrica La Vertical. Ultimii 5. Ultimii 5, e adevărat că Verticalul apare de 10 și dumneavoastră ați mai avut colaborări și înainte de a veni cu acte în regulă, da, la Opinia, în familia Verticalului. Opinia, da. ce presă am mai avut în Gorj, foarte multe publicații. Da, pe erați un... Deci totdeauna numele vi se întâlnea prin mai multe publicații, cum spunea și de Opinia și de... Și cred că mai sunt și altele, dacă ar fi să le trecem așa în revistă. Însă v-ați remarcat în revista Învățătorimii Gorjene și după aceea ca făuritor al unei reviste școlare, o revistă care a făcut nume, a făcut epocă între revistele școlare din Gorj, a câștigat premii naționale. Din păcate, chiar vă întrebăm și poate ne spuneți și în direct, care este situația acestei reviste, având în vedere că anul trecut n-a participat la concursul de reviste naționale, de fapt a fost primul an când nu s-a întors cu premiul, că n-a participat. Vedeți dumneavoastră, lucrurile frumoase apar în jurul celor care știu să coaguleze energiile pentru făurirea frumosului, binelui, pentru, eu știu, împământenirea adevărului, a principiilor sănătoase de viață și, aș zice, și a lucrurilor făcute cu suflet și cu multă minte. Eu am avut o colaborare și la activitățile de publicare, eu știu, și la activitățile Fundației Cultural Științivice Cuget Liber cu regretatul profesor
Dumitru Bunoi, un alt mare spirit pe care cultura gorjeană l-a pierdut. Colaborând la aceste activități și, eu știu, între timp am văzut că este nevoie de o mișcare revuistică, o mișcare care să catalizeze energiile tinere din spațiul învățământului preuniversitar, tinerele talente, tinerele condeie. În calendarul Ministerului Educației Naționale există foarte multe concursuri care îi orientează pe tineri spre diferite domenii vocaționale, le dezvoltă talentul, aptitudinile pe un domeniu sau altul. Ei, avem concursul Tinere Condeie, care a fost înființat și supervizat pe o foarte mare perioadă de timp de regretatul academician profesorul Tudor Opriș, care a dispărut de curând dintre noi. Și vreau să vă spun că Tudor Opriș m-a publicat pe mine cu foarte mulți ani în urmă, aveam doar 14 ani atunci, cu un reportaj din Valea Cernei într-un volum Copiii cântă România. Eu atunci am scris un reportaj care prezenta acest colț de rai din județul Gorj, zona de nord-vest a județului, care din nefericire dispune de un potențial turistic inegalabil și nu este pus în valoare nici la ora actuală. Da, cititorii Verticalului realizează că vă duceți foarte mult în zona respectivă cu materialele, cu articolele, cu reportajele. Da. Și cei care citesc Verticalul sunt cumva familiarizați cu această pasiune a dumneavoastră, mai ales pentru zona respectivă și pentru partea turistică, pentru că cred că Gorjul ar merita, între Gorjul, nu mai neapărat zona aceea, ar merita de mai multă atenție pe plan turistic. Noi tot vorbim cu autorități și diverse ONG-uri și toate celelalte, că turismul, că facem, că dregem, dar de fapt, în afară de aceste materiale care poate sunt citite și în alte parte a țării și poate faceți curioși pe câte cineva să vină spre Gorj. Da. Unele dintre ele, datorită rețelelor de socializare și a internetului, ajung și peste ocean. Sunt mesaje de încântare și de felicitare primite și de acolo. Mă bucur că în felul acesta ne facem cunoscute locurile, țara. Vreau să spun că județul Gorj, ca și România, sunt ținuturi privilegiate de Dumnezeu. Județul Gorj chiar are forma unei inimi, priviți-l aici, l-avem la viața Gorjului aici, ce nu dă bine este că, nu știu, lipsește inițiativa și strădania pentru a face ca acest ținut să strălucească. Și prea multă așteptare strică. E bine ca să existe un fluviu care să adune toate mințile luminate ale acestui ținut și să facem ceva ca el să fie cunoscut în lume și trebuie prioritizate aceste puncte de dezvoltare și lansare a județului Gorj în spațiul cunoașterii și în spațiul economic. Are de toate județul Gorj, începând din vârful Mândra, vârful Olimpului nostru, Parâng, și până în șesurile de la Ionești, când iese Jiu din acest teritoriu, care are ramuri de râuri, vreau să spun. E un copac unde ramurile sunt apele. Haide, aici ar trebui să fie rai. Plus că este o poziție geografică, cred că una dintre cele mai favorabile poziții fizico-geografice de pe teritoriul românesc. Păi știți cum se spune? La Gorj nu sunt nici verile foarte fierbinți, nu sunt nici cernile cu acele viscole foarte puternice, nu avem ce se întâmplă prin alte părți ale țării, natura ne ajută. Din păcate, noi nu prea suntem în stare să ne ajutăm cât ar trebui. Ba, suntem și noi în stare, dar cred că le lipsește clipa de grație când trebuie să se transforme gândul în acțiune. Ce aș putea să spun, era vorba de mișcarea revuistică, să revenim la asta. Cât am fost la inspectoratul școlar ca inspector educativ, am vrut să dezvolt și cred că am dus această mișcare literară exprimată prin activități de creație literară, de exprimare artistică,
cât și prin editarea de reviste școlare. Ajunsesem să avem în județul Gorj peste 30 de reviste școlare, nu știu astăzi câte mai sunt. Și dintre care s-a ajuns ca chiar 7-8 să fie premiate la nivel național. Da, și 10, da. Să mă duc după aceea la revista Jurnal 11 a Școlii Gimnaziale Pompilu Marcea, pe care începusem să vă întreb de ea care-i soarta ei. Da. Da, este ca și a celorlalte multor reviste din spațiul școlar gorjean. Din nefericire, de 2 ani de zile revista nu mai apare datorită unor cauze contextuale specifice școlii. Școala este prea încărcată cu lucruri administrative, cu chestiuni birocratice. Chiar la ultima întâlnire din Gorj, domnul ministru spunea să debirocratizăm învățământul. Nu știu, trebuie stabilite pentru școală direcțiile prioritare. Trebuie să vedem ce laturi vocaționale ale personalității elevilor trebuie să dezvoltăm și este bine ca să lăsăm un spațiu de manifestare al învățământului vocațional. Învățământul de arte și meserii, pentru ca să nu ne mai înregistrăm cu acest număr alarmant al celor care nu trec bacalaureatul, pentru că de ce nu promovează bacalaureatul? E foarte simplu, aceștia nu trebuie să aibă bacalaureatul care nu poate să-l promoveze. Toată lumea trebuie să aibă acest bacalaureat. Eu nu vorbesc despre bacalaureatul profesional, pentru mine există un bacalaureat unic, bacalaureatul excelenței. Ceilalți pot să își dezvolte anumite vocații profesionale și pot să fie niște foarte buni profesioniști pe o meserie sau alta, pentru că vedeți că nu mai avem nici meseriași. Fiecare trebuie să înțeleagă cât poate să performeze, dar trebuie să-și accepte și limitele. Da. Poate că în afara acestui ce spuneți dumneavoastră și e foarte corect și o spune un specialist în educație cu ani mulți de experiență, însă mai trebuie spus un lucru. Tot vorbim inclusiv, tot ați invocat pe ministrul educației, pe Sorin Câmpeanu la Târgu Jiu, că spunea cu debirocratizarea, tot dânsul spunea că se va umbla și la curriculum, la programe. Păi este și problema aceasta, pentru că am văzut de curiozitate, apropo de bacalaureatul de excelență, am văzut ce se dă prin alte țări la bacalaureat. Deci vreau să vă spun că un elev francez, nu știu, german, n-am urmărit, dar am văzut în Anglia, de exemplu, tot așa pe ăsta, deci vreau să vă spun că un copil de liceu are mult mai puțin de învățat ca să promoveze bacalaureatul acolo decât la noi. E adevărat că sunt unele lucruri care probabil cei de acolo le știu și ai noștri nu le știu, cum sunt multe lucruri în plus care le știu ai noștri, dar care nu ni se cer la bacalaureat. E și aici o problemă, pentru că dacă încerci să faci pe toți copiii excelenți, nu se poate. Da, este foarte mult de vorbit. Poate câteva bine, pe reforma educației avem această o problemă. Știți că fiecare ministru când a venit a făcut o reformă. Cu siguranță că dacă dumneavoastră ați fi numit ministru, ați începe cu o reformă. Care nu știu cum s-a terminat, că niciodată nu ajunge la final. Eu mă mulțumesc cu ceea ce fac. Avem foarte mulți oameni potriviți pentru această funcție. Oricum, domeniul educației... Bine, nu ajunge nimeni din preuniversitar și asta e o mare problemă, pentru că cel care guvernează preuniversitarul și nu se pricepe, nu vine de acolo, de multe ori... Poate este plauzibilă ideea pe care a exprimat-o domnul ministru cu separarea ministerului, unul pentru învățământul preuniversitar, Ministerul Educației Naționale, și celălalt pentru învățământul universitar academic și cercetare, ar fi mai bine, mai apropiat. Deci trebuie să apropiem decizia de problematica, mult mai mult de problematica școlii, pentru a face învățământul eficient. E foarte mult de vorbit despre reformarea educației, despre reforma curriculei, despre accesibilizarea învățământului. Eu știu ce ziceați, că este foarte încărcat. Noi suntem cam cu 2 ani așa în față, comparativ cu cei care sunt în alte sisteme educaționale. Învățământul nostru este excesiv de teoretizat în comparație cu celălalt care este formativ, aplicat spre abilități practice, spre formarea și dezvoltarea elevului, a viitorului profesionist, ca și profesionist, iar noi încărcăm ghiozdanul cu
trei pătrimi de informație inutilă și cu o pătrime utilă. Trebuie să încărcăm ghiozdanul exact cu ceea ce e nevoie pentru viața acelui elev, pentru a se dezvolta social și profesional. Păi aici e și o mare problemă și o spunea inclusiv că tot am vorbit, facem practic o dezbatere și pe ce s-a întâmplat în urmă cu o săptămână când a fost ministrul educației la Gorj. Avem o mare problemă. Dacă noi acum aplicăm, suntem la, a fost clasa pregătitoare și clasa întâia, clasa a doua. La reformă urmează în anul viitor clasa a treia. Deci rezultă că reforma va ajunge la liceu în 2024. Mai sunt realitățile actuale peste 10 ani, că noi ne schimbăm de la un an la altul, de la să zicem în 2-3 ani lucrurile se schimbă. Dacă noi ne adaptăm peste 10 ani la ce se întâmplă acum, cu siguranță vom fi la 10 ani în urma altora. Tocmai de aceea, din nefericire, schimbările din domeniul educației au rămas mult în urma realității. Iar eu cred că avem suficient specialiști ca să sincronizăm odată sistemul cu sine și cu societatea, încât să-l facem eficient și viabil, sustenabil. Nu trebuie să așteptăm atâția ani ca să reformăm sistemul educațional. O țară care nu acordă atenția cuvenită educației, sănătății, culturii și cercetării științifice este o țară pierdută din competiția internațională. Nu rezistă. Aceștia sunt pilonii care susțin celelalte sisteme, subsisteme ale sistemului social. Într-o firmă, la un agent economic, într-o economie a unei țări, dacă nu ai specialiști pregătiți pentru domeniul unde lucrează, nu ai nicio șansă să reziști în competiția economică și socială și, eu știu, în ceea ce privește viitorul. Păi, atunci, dacă ar fi să vorbim acum cu pana jurnalistului, cum ați comentat faptul că avem profesori la agricultură ca miniștri, doctori la muncă, doctori, deci medici, vreau să spun, și multe altele. Deci pornește de sus problema aceasta de la nivelul unui guvern, nu neapărat a actualului, dar în general de la nivelul executivului, când pui oameni care nu au nicio legătură cu sistemul, ci tu vii pe parte politică, că tu poți să fii ministru de oricare. Juriștii care au ajuns să se priceapă la orice, apropo, sunteți și dumneavoastră jurist, o altă specializare, dar sunt toți, deci practic nu punem omul, adică l-aduc pe profesor să se ocupe de învățământ. Din fericire, educația a avut în general profesori care se ocupe de asta, de acest sector, de acest minister, dar în general pe alte domenii ai pus omul care n-avea nicio legătură cu domeniul respectiv. Poate se pricepea el, că se uitați la televizor, sau poate era jurnalist, că au mai fost și jurnaliști promovați la nivel de guvern. Păi aceste lucruri sunt reflexe ale mentalității de tip comunist, pentru că și atunci existau miniștri de o anumită formare profesională puși, eu știu, în alte domenii pe care trebuia să le gestioneze, dar ei nu aveau nicio legătură prin formarea lor profesională cu domeniul respectiv. Eu știu că în școală și în limbajul societății, mentalul colectiv, am întâlnit acea expresie, omul potrivit la locul potrivit, și se spunea că acolo unde există această conexiune între cel care conduce și domeniul respectiv, lucrurile merg bine. Ori acum, dacă se întâmplă așa, eu aș categorisi-o ca fiind ceva contra naturii. Da, din nefericire. Haideți să ne întoarcem totuși la presă. Da. Pentru că am o întrebare. Dumneavoastră, în anii aceștia, ați fost obișnuit, încă mai suntem obișnuiți, dar din păcate nu atât de mult cât ar trebui, cu presa scrisă, cu presa pe ziar. Ați prins vremurile când Gazeta Gorjului se trăgea mii și mii de exemplare, deci tiraje mari, tiraje, știu că se făceau și chiar 20-30 de mii de exemplare la anumite. Am prins anii 90, când se tipăreau 5 până în 10.000 în general, după Revoluție, cam astea au fost tirajele, 10-20 de mii maxim, chiar la nivelul gorjanului. Opinia am avut intrasem și eu în presă, am avut la un moment dat, 92 cred,
un tiraj de 7-10.000 de exemplare cu prilejul vizitei, da, 92 la coloană, cred că a fost. Vizita lui Ion Iliescu. Da. Și atunci, într-adevăr, am avut un tiraj de ăsta foarte mare. Dar cum vedeți viitorul? Pentru că, iată, practic, ziarul pe print, verticalul, este un săptămânal care mai apare pe print, mai apare și pe print pe lângă ediția electronică. Cum vedeți viitorul publicației pe hârtie, cea care a făcut istorie, iată, din ultimile două secole, cel puțin, pe toate meridianele? Eu cred că va avea viitor publicația pe hârtie. Important este cum se va face, în ce condiții, cum va reuși să-și mențină, să nu piardă cititorii. Pentru că este foarte adevărat presa online, dacă vreau să văd verticalul pe internet, tastez adresa și așa mai departe, dar este incomod și obositor să stau cu ochii în ecran și să citesc, dacă nu simt eu foșnetul firei de hârtie, cum simt foșnetul frunzelor toamna sau foșnetul pădurii când bate vântul. Și altfel este să deschid ziarul. E adevărat, nu cred că vor rezista formatele astea mari, dar vedeți și la Londra și la New York, oriunde există ziare scrise și cu foarte, foarte multe pagini. Presa scrisă are viitor, nicio problemă. Chiar și limbajul acesta, eu știu, informația acesta din lumea virtuală. Ea este și pe telefon, ea este și pe, eu știu, pe aici laptop, problema, dacă ești la un click distanță de, nu știu ce, știre sau viteza de, ziare, de a accesa, da, informația mai, este... Te mai duci la chioșcul de ziare. Bine, dacă mai există chioșcul de ziare, că cred că la noi în România n-a fost neapărat o problemă de ziare sau de faliment al ziarelor, că ele ar mai fi supraviețuit dacă ar fi avut și difuzare. Dar știți că fostul Rodipet a dispărut și din acel moment cam toată presa scrisă s-a prăbușit în România. S-a prăbușit ca tiraje. Aici deci există, dar există la nivel de... cu difuzarea ziarelor. De adevărat, este mult mai comod să umbli la telefon și... Dar vor fi anumite perioade ale vârstei umane care cred că se raportează totuși la presa scrisă. Pentru cei în vârstă, cred că e mai greu să butonezi un... Siguranță. Și atunci ei vor recurge la formatul material al ziarului respectiv. Este foarte adevărat că va fi mai scumpă decât costurile sunt mai mari. Dar nu, presa scrisă pe hârtie nu va dispărea. Părerea mea. Îmi spunea un prieten care se pricepe la, sau în orice caz, analizează cumva domeniul ăsta, spunea că e foarte teamă că presa scrisă, ziarele scrise pe hârtie, vor deveni, în decurs de 10 ani, să spunem, un fel de timbre, deci cum timbre valoroase, efectiv, pentru colecție. Deci numai colecționarii vor mai merge să ia ziarul tipărit pe hârtie. Cum vedeți această situație? Este o ipoteză, să trăim 10 ani și vom vedea. Cu siguranță. Mergem mai departe, ne-au rămas puține minute din emisiune și aș fi vrut să vorbim și de dascălul, pentru că aveți, v-am spus, mai multe laturi, avem jurnalistul, avem scriitorul și poate ne spuneți și ce aveți pe masa de lucru când apare următoarea carte și apoi să trecem și la profesia de o viață, cea de dascăl. Am scos în colaborare Dicționarul Scriitorilor Gorjeni cu Alexandru Doru Șerban și Ion Tarbac. După aceea am scos tot în colaborare cu psihologii Olga Bărbuț și Claudia Crăciunescu o carte de specialitate, Pregătirea psihologică pentru examene. Am scos primul volum de reportaje, Adio frumoaselor zăpezi, prima ediție în 2010 la editura Măiastra și a doua ediție revizuită și adăugită în 2013. Iar acum așteaptă să iese de sub tipar al doilea volum de reportaje, Descurs prin Roa Verde, tot la editura Sună Măiastra. Foarte bine, da.
În ceea ce scriu, abordez anumite teme care să îl facă pe cititor să se simtă bine atunci când le citește, să găsească o lume pozitivă în ceea ce scriu eu, o lume în care să se simtă bine și în care spiritul său să îl anime, să-l facă să gândească pozitiv și să se bucure de clipa în care există, în care întâlnește lucruri frumoase ale vieții. Nu mi-a plăcut niciodată presa de cancan, presa de scandal, am detestat întotdeauna conflictul, neînțelegerile. Am vrut ca în comunicare să existe multe empatie, multă asertivitate, încât ea să fie una care să înmiresmeze spiritul și să înnobileze pe cei care sunt în această interacțiune umană. Vorbeam de jurnalist, de scriitor. N-am vorbit mai de dascăl prea mult astăzi, deși toată lumea vă știe ca profesia de bază. Problema este, am amintit de liceul pedagogic, de amintirile din anii aceia, de atunci se pleca în învățământ după liceul pedagogic cu profesiunea de învățător, de dascăl, și ați avut ani de zile chiar la școala 11, cum era cunoscută, da, actuală Popiliu Marcea. Din cei 36 de ani de activitate în învățământ, mulți înainte, mulțumesc și dumneavoastră, 20 de ani s-au petrecut la școala gimnazială Popiliu Marcea. După ce primii 8 ani de debut în învățământ, i-am avut la școala specială din municipiul Târgu Jiu, unde am lucrat cu copii cu dizabilități, copii cu handicap de intelect, o muncă mult mai dificilă decât cu copiii normali, pentru că, indiferent de deficiențele pe care acești copii le au, ei au același drept la educație și trebuie să fructificăm orice șansă pentru ca să obținem de la ei cât de mult pot da pentru ca să reușească să se integreze și ei societate. Este dreptul lor, un drept fundamental, dreptul la viață și la un trai decent. Începând cu anul 2005, dacă nu mă înșel, ați venit la inspectoratul școlar, da. Iar după foarte mulți ani de inspectoratul școlar, că în general la inspectorat nu prea e o profesie care să fie pentru toată viața, ați ales o altă provocare, direcțiunea CJRAE, instituție care, practic, până la dumneavoastră nu prea se auzise de ea, adică erau niște inițiale și atât. Din momentul când ați preluat-o și chiar am făcut o emisiune sau chiar mai multe pe acest domeniu, Da, deja s-au schimbat foarte multe lucruri. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, ca și celelalte centre din țară, este o instituție relativ tânără, cel mult 9 ani au aceste centre. Ele se ocupă cu problematica asistenței psihopedagogice, a terapiei tulburărilor de limbaj și a evaluării și orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe de educație speciale, precum și cu orientarea școlară și profesională a copiilor din învățământul de masă. O activitate care consider eu că este bine să înceapă cât mai de timpuriu, chiar din educația timpurie, de la grădiniță. Deoarece în alte sisteme educaționale am văzut componenta educației antreprenoriale începe de în perioada ludicului, de la joc și treptat în funcție de dezvoltarea personală a copiilor, merge până la, inclusiv chiar și în anii de facultate, se face o cultură a dezvoltării personale și profesionale. Da, cu siguranță de instituția aceasta vom mai vorbi la o altă emisiune. Suntem pe final de emisiune. Cu siguranță ar mai fost și alte lucruri de abordat și din partea aceasta de jurnalist,
aș fi vrut să văd părerile jurnalistului Ion Elena despre diverse lucruri din societatea contemporană. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vor mai fi și alte emisiuni. Probleme vor fi mereu. Cu siguranță. Dragi telespectatori, a fost Viața Gorjului. Mulțumesc pentru atenție.